Ai, salut frățiori și bine v-am regăsit. Bă, zic că ar cam fi cazul să mai bustăm un pic PV-ul ăsta, băga-mi-aș piciorul în capul lui de PV. Stai așa, mi-a luat misiunile cu Mijungul. În joc, nu, dar misiuni de ba... Nu, bă, băga-mi-aș piciorul. Mijung, Eujung, perfect. Și ce o să mai facem? Am luat aici 12 aduri, 9 marmure, 8 vrăjește. Na, să vedem acum dacă reușim să punem niște PV pe... Le-o accesoriile astea de plus 0. Nu contează plusul oricum, pui mei, că le faci după aia. PV-ul contează acum. PV-ul fiindcă 2K, băga mi-aș piciorul. Așa, după aia fac o scurtă prezentare. N-am adus mare up în puii mei, dar... Da. De ce mă trebuie? Mijungul. Stai să văd. Ai ucis. Am ucis și Mijungul. Na, bun. Hai să mergem să luăm colierul de aur. Și brățara de argint. Ba, aș încerca să fac brățara de argint acum direct. Bam, 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 plus 6, că de ce nu? Poate că avem noroc. Îmi pune noroc. Normal, pe toate serverele. La început am avut destul de mare noroc la plusat arginturi și... prostii de genul. Aaa, dar stai un pic. Am dropat mai înainte. Și ce ăștia de abanos. Doamne, că mă bucur de ele la plus 5, la plus 6 în puii mei. Haide cu fier... Nu, prima dată la negustor. După aia pe fierar. Și după aia bonusăm. Așa, avem l-o itinerant pregătit. Gardianule, Cufuman. Am ucis. Am luat o brățară de argint, întoarce-te la gardian, am luat și un colier. Colierul cu 5 apărare săgeată, Ciprian, ia auzi aici. Mi se pare că la galben aici e, da, aici e ferarul. O să pun și perechea de abanoș aici, fiindcă de ce nu. Și jonglăm aici cu plusatul, dar ce să jonglez în pui mie, că n-ajunge cu asta la plus 4 tot. Asta e cum aș plus 1. Când am vrut să fac armura de level 18 în puii mei, mi-o căsăpit-o la asta, la plus 1. Și dădusem 8K, 8K FMM noroc. Oh, brățara plus 4. Avem și abanos și plus 4. Oh, argintul plus 5. Abanos și plus 5. Argintul pușcă la plus 6. Abanos și o pușcă la plus 6. Hai că noroc dacă e. Hii, și o popa și o căruță de cașcaval după noi. O mers un bonus. O ieșuat un bonus, o reușit, o ieșuat numai un bonus, doamne, mulțumesc-o, mersi frumos că nu mai ai făcut surprize la aduri, să vedem armura acum, una ieșuată, o mers asta. Ai, așa tati, mâncați așa, deci am crezut că nu ne ajung 9 marmure, FMM noroc. Ai, primul bonus, 1510 evitare, 3 viteză de atac, gata, avem papuși fănuțule. Hai să aruncăm papucii de bambus. Și pe colier, nimica, mamă ce bonusuri aici. 15 vantaj, 8 experiență, 1000 PV cu 15 sabie, 2 critică, 30 regenerare, eu cred că las așa. Cred că las așa, că de ce nu îmi pui mie? Poate mă mai duelesc undeva pe la crescut cu cineva, 15 sabie în plus, hai că nu strică. A, da, și avem o platoșă fantom plus 4 aici cu 2 săgeată, 2, 4 sabie chiar. Mamă că începe contul! Stai așa, bă. Am avut o brăsară de 33, am vândut-o la general, FMM noroc. Am vrut să zic îmi pui mie că începe contul... Aici, deja avem, uite-te, păi nu ne apucăm noi de PvP, mâncați-o și sare în tău.
Stai așa, stai așa. 19 sabie, fănuțule, direla scandal zburăm. Direla scandal am zis. Vai de capul meu pe mine, mă bate Mubi în map 2, ești nebun? Așa, ok. Hai să mai vindem din drop, poate mai facem niște bănuți. 4K, 200, 3. Așa, mai văd aici un clopot, papucii ăștia, 3K, mamă, grăut. Atenție, șeful lumii va părea în curând. Bă, o să dau o vizită până la șeful lumii să văd ce zice. A ce denumire i-a pus mâncața, șeful lumicică. Așa, a, da, și mai avem aici un nou de maimuțoi. Ne încercăm norocul cu el și mersi frumos, fănuțule. L-am primit cadou de la de la un jucător. Așa. Stai că asta e plus 4 în pui mei, o vindem pe cașcavalule. Avem 121. 46 de niniac, nu că o să o plusez în pui mei, că asta ce mi cu două bonusuri, ce mi fără două bonusuri. Bă, dacă mergeau alea plus 6, ce fain era, bă, că acolo am vrut să mă opresc, adevărat. Coios. Deci ați prins aici jocul de cuvinte. Gen, îs coios, îmi pui mei, dar să înțelege altceva. Să vedem ce... Are două skill-uri. Trăiește cât trăiește? Două zile numai. Ce tip e? Oh, e tip 4. Hai că ne folosim acum. Două zile de el, când i-a expirat valabilitatea și dăm cu el de pământ. Bun, frățiorii, cam atâta în video-ul ăsta. Să ne auzim, să ne auzim cu bine și de seară poate ne auzim pe un live. V-am pupat, toate cele bune, pa!